Salutare. Un vlog mult așteptat, un vlog în care vi l-am promis de mult timp și mi l-ați cerut și în comentarii și pe Facebook mi-a scris. Ați vrut vlog cu Audi A3, așa că m-am întâlnit cu Costi UFO și am zis să filmăm. E o zi specială, o zi foarte frumoasă. Până acum a fost numai ploi, numai zăpezi. Așa că am așteptat această zi și am zis astăzi filmăm cu Audi A3. Costi, de unde până unde Audi A3? Păi, să fiu sincer, nu m-am gândit niciodată la un Audi A3, pentru că am început cu un Golf 4. Da? Am început cu un Golf 4, un nou TDI, mai exact un nou cu codul motor AXR 101 cai. La început nu aveam habar despre mașini, nu aveam habar despre absolut nimic. Am luat mașina de la un băiat, mi-a spus prima dată că are 150 de cai, am spus că e codul acela ARL, ce citisem eu, așa mai departe. Celebru ARL. Da, dar într-un final am văzut că mașina de fapt e un AXR 201 cai. Și de acolo a început toată nebunia. Mai exact, mașina am luat. Ai modificat-o și pe aia? Da, pentru că mașina am luat cu probleme, ca să zic așa, altfel nu m-am apucat să o modific. Mașina a avut probleme la injectoare. Mergeau injectoarele, o injectoare mi se pare, sau poate chiar 3, nu mai știu exact, mergeau foarte, foarte prost. Turbina era distrusă, neoneștind, vă dați seama că am luat-o. Nu era o investiție, da, bună să bagi bani în ea, exact, și după aia, după o perioadă, să-i pierzi. Chestia asta cred că m-a făcut cel mai tare să încep cu modificările, pentru că am luat un set de injectoare ARL, aleuri mai exact, am luat turbina de ARL, am făcut o țeavă goală pentru că nu am investit foarte mult atunci în mașina aia. Și am mers de am făcut un soft la mașină. Mașina de la 101 cai, pot să zic că o ajuns undeva pe la 180, ceva de genul. Practic era un ARL cu stage 1, doar că mă limita cutia care era în 5 trepte. Da, nu se permitea multă putere. Și era în 5 trepte și totuși am zis că e 101 cai, nu știam eu prea multe despre acel motor și într-un final am vândut-o. Am vândut-o așa. Iar asta se întâmpla acum cât timp? Acum 2 ani. Acum 2 ani. Acum 2 ani, ceva de genul. Destul de repede ai trecut de la primul la al doilea, așa. Dacă mai avut un Golf și acum la Audi. La Audi, da. Așa, spune-mi în continuare următoarea mașină sau ce ai mai făcut? După ce am vândut mașina, de fapt în timpul ăsta, cât timp aveam acela XR, am început să mă documentez și am rămas foarte, foarte uimit de Golf 4. Primul rând, eu am înțeles că contea greutatea foarte mult și într-adevăr greutatea contează foarte mult. Și am hotărât să merg tot în Golf 4, doar că de data asta am zis să iau ceva diferit și am căutat un nou ARL. Am găsit un nou ARL, 250 de cai la bază. Cu ceva opțiuni, interior, piele crem, recaro, încălzire în scaune, mă rog, un minim de confort. Punem aici câteva poze, undeva pe aici, o să apară poze și cu fosta mașină care era... Era uimitoare cum trăgea și cum mergea și arăta destul de bine, dar cu astea a fost mai mult pe putere. Da, până la putere. Și ca oricare altul am zis să încep cu un hibrid. Cea mai proastă investiție, un hibrid, să nu vă faceți niciodată hibrid. Am făcut un hibrid de 2.5, nu o să dau numele unde l-am făcut pentru că asta e. Și am făcut un hibrid de 2.5 cu o evacuare pe 60. Ambreiajul îl făcuse masă simplă, evident. A avut dublă și ai trecut la masă simplă. Da, a avut dublă și am trecut la masă simplă. Evident soft. Am făcut soft, mașina mergea, pot să zic că mergea undeva de 200 de cai, cam pe acolo, nu mă măsurasem. Și am plecat într-o zi la Timișoara și m-am urcat frumos pe autostradă și în treapta așa la 90 la oră, ce credeți că se întâmplă? Bubuie hibridul. Aoleu. A bubuit hibridul. Am saturat mașina o dată singură, mi-a aruncat totul leiul pe evacuare. Turbina, absolut tot. Turbina distrusă. Am zis că gata, s-a dus motorul, m-am și gândit. Alt motor, altă distracție. În fine, am adus mașina cu platforma de la Timișoara. M-am enervat cu hibrid. Am luat legătura cu niște prieteni de mine de la Slatina. Apropo, la Slatina fac mașinile. Am luat legătura acolo cu un prieten de-al meu și i-am spus că v-ar interesa o turbină, un 2.7, un GTB 756 VK. Mi-a spus că are de pe fosta lui mașină, de pe 1.9 ARL și că mă poate ajuta cu ea. Înainte să iau turbina, am zis, o dau la risc. Ori e ok motorul și iau turbina, ori iau turbina înainte și iau motorul apoi și revin la mașină. Din urmire, motorul n-a avut absolut nimic.
Serios? Nimic, absolut nimic. Rezistent. Da, nu a luat-o pe ulei, nu a spart piston, nu a îndoit ghele, absolut nimic. Ai avut mare noroc. Da, am pus turbina de 2.7. Da? Mi-a pus un prieten de-al meu foarte bun. Și după ce am pus turbina de 2.7, de asemenea, dacă e ca la oricare mașină, a pune mașina ca și cum s-ar fi întâmplat. Am dus pe ea înapoi să rescriu softul și mașina pe 1.7 a făcut undeva la 230 de cai, pe acolo, 240 poate. Uh-huh. Și pot să zic că am fost foarte, foarte, foarte mulțumit de acel urmăoarele, doar cu 2.7, evacuare și cu ambreiaj. Foarte tare, foarte tare. Și știu că mașina o vânduse-i la Hunedoara și acum, ca prin ironie, s-a dus înapoi în Severin. Nu am vrut să fiu sincer, nu am vrut niciodată ca mașina aia să rămână în zona aici la mine, pentru că știam că mașina e bună, știam că mașina merge. Simplu motiv pentru care am vrut să o vând, am vrut să o fac altfel de putere și știam că unul nou pe internet stop nu duce mai mult de 350 de cai. Și l-am fost sigur motiv pentru care mi-am vândut mașina și mi-am dorit atât de mult încât să nu ajungă aici la Severin, pentru că știam că e munca mea și, mă rog, mașina mergea tare. Și am dat-o la Hunedoara, la un băiat, a venit cu nevasta lui după mașină, foarte uimit de mașină, foarte hotărât, cumpere. Și am spus, mașina era foarte, foarte agresivă pe trepte, cel puțin pe treptele inferioare, 1, 2, 3, era foarte agresivă și am spus să ai grijă cu mașina. Evident că nu am avut grijă, după câteva zile l-am sunat, ce faci, merge mașina, da, Costi, merge, sunt super mulțumit, fain. Dar capul e bușită. Aoleu. Ce s-a întâmplat, știi, eram la modul, ce s-a întâmplat? A povestit el ce a făcut, a mers cu a treia, a vrut să intru într-un sens, a forțat sensul era cu a doua. Era foarte puternică. Da, a forțat sensul cu a doua, i-a fugit mașina fiind sistemele dezactivate, pop, a lovit-o. Și a pus-o la vânzare, iar de acolo a ajuns înapoi în zona. Cumpărând o cunoștință de-a noastră comună. O cunoștință de-a noastră comună, care până să aduc A3-ul la stadiul în care e acum, mă și bătuse cu ea. Aoleu. Deci propria mea mașină mă bătuse la curse. Dai seama cum te simțeai, știi, să te bată fosta ta în mașină. Bă, oarecum știam că e munca mea, știam ce am făcut mașinile alea și știam de ce e capabilă tot mașina. Tot ți-e datora totul. Exact. Bun, hai să vorbim despre a treia acum, că na, vorbim de fostele tale mașini care au fost și ele foarte puternice. Acum să vorbim de asta care le cam bate. Da. La momentul actual. Cam, da. Zim, din ce an e mașina? Mașina e un A3, un 2.0 BKD, da? 140 de cai la bază. Așa, mașina este din 2005. E un cupeu, am căutat 4, să fiu sincer. Doar dar că bugetul, da, și bugetul a fost puțin mai ridicat la 4 și am renunțat. Pentru final, în principiu am avut 2.0 BKD, neapărat să fie 2.0 BKD. Și am găsit câteva pe internet, doar că acele câteva am și fost să văd una la Timișoara și mai bine nu munceam. Adică omul e super, e nu știu ce, nu știu cum. Și la telefon, da, la fața și locului. Și când am ajuns la fața locului, vă zic că mașina era varză. Da. Și avea decât un singur proprietar pe carte și mașina era varză. Unul și praf. Am plecat dezamăgit de la Timișoara, am ajuns înapoi acasă și am început să caut din nou. Iar cineva mi-a zis să caut pe partea de Cluj. Cluj-Napoca. Partea de Ardeal, da. Și am zis, hai să caut și pe Cluj, să văd ce-o fi și pe Cluj. Am găsit-o pe asta pe Cluj, am văzut-o pe internet. Într-adevăr, mașina avea un stage 1. Da. Era făcut acolo, mă rog, la ei în zonă. Un stage 1 de care eu nu am fost mulțumit niciodată. Era înscrisă mașina. Da, era înscrisă. Mașina până în prezent a avut 3 proprietari, eu sunt al 4-lea. Cei 3 proprietari, toți de genul feminin. Deci mașina a fost, uh-huh, a fost condusă până la mine de 3 femei. Așa. Iar apoi a ajuns la mine. Am ajuns la Cluj, am văzut mașina, mi-a plăcut din suflet. Mi-a plăcut pentru că mașina este întreținută pe interior. Da? Urme de rugină la mașină nu există, vopseaua, nu vedeți că... Țară de origine Germania. Da, țară de origine Germania. Și mașina nu a avut niciun accident și a avut carte service până în 2014. Foarte important, cum am spus și în episodul anterior, ca o mașină să aibă carte service. A avut carte chiar service, important, da. A avut carte service până în 2017, făcută la reprezentanță la Audi, asta m-a uimit. Super. Până în 2017, de la 2017 încolo n-am mai avut carte service, doar a avut un carnețel. Mă, eu nu știu dacă un carnețelul într-adevăr era adevărat sau nu, pe oricum nu m-a interesat, pentru că eu când am luat mașina i-am făcut eu totul de la zero. Păi da, știi, așa. Cumperi dar o mașină, până în 2017, schimburi, ulei, distribuție, role,
până în 2017, când am luat eu în 2018, a fost un an de zile. Într-un an de zile mă gândesc că nu puteai să-i faci, să-i faci mare chestie, adică gen să o termini într-un an de zile. Corect. Și am luat-o. V-am spus, mașina a avut un stage 1, a avut o evacuare făcută, nu mai zic cum, o să las tu, Chris, niște poze. Da, o să vadă. Expunem aici pozele. O evacuare foarte prost făcută, un soft la fel de prost, adică un soft cu stage-ul cu foarte mult fum și mașina nu era în iară, nu trăgea, aveam momente. Și am zis că, da, oricum, mașina mi-a plăcut cum arăta pe partea estetică și pe partea de mecanică mașina a fost ok și am zis că, ok, asta e mașina pe care eu vreau să fac putere. Am început prima dată cu turbine de 2.7, nu e tot. Care... Deci tu ai mai multe modificări la... Da, mașina până în prezent a suferit cam... Multe modificări la motor. Da, cam multe modificări, în jur de vreo 3 modificări pe care am intervenit pe motor. Am început prima dată cu o turbină modulare de 1756 VKOM, cu un senzor MAP de 4 bani și rămăsesem pe evacuarea care a avut o mașină pe 60, ceva de genul era, dar era făcută foarte, foarte, foarte prost. Am fost la Slatina, din nou la Individual Chip Tuning. Da, la Cosmin Păunel. La Cosmin Păunel, da, unde a fost și Robert. Acolo se duc tot ce din Severin. Și chiar îl recomandăm cu toată încrederea. Da. E băia fain, vă puteți duce, vă faceți un soft, puteți să vă lucrați la mașini, chestii. Da. Și am plecat cu un 2.7 acolo, proiect, evacuarea pe 60. Am de ajuns, am fost un stop pe mașină și un senzor de 4 bani. Am plecat cu mașina, am făcut soft pentru 2.7, pot să zic mai și mergeam undeva pe la 200-210 cai, ceva de genul, și oarecum eram mulțumit. Oarecum. A fost mulțumit până în momentul în care am ajuns să mă întâlnesc cu actorul proprietar care are un nou fost de RL. Da. Și întâmplător așa, hai repede, 1, 2, 3 și 4, da. Și surpriză, plecam egali. Rămâneam egal până pe treapta a doua și de pe 3 începea să plece și de pe 4 rămâneam la spatele lui. Ce greutate are A3-ul? Asta vreau să spun, era vorba doar și doar de greutate acolo, pentru că A3-ul are în jur de 1500 de kg, 1400 sigur le are pe cântar, este mult destul mai greu. De greu, da. Chiar dacă e mașină pe da, este mult mai greu decât Golf-ul, iar Golf-ul avea până în 1300 de kg în carte și vă dați seama pe cântar, e mult mai ușoară. Și după ce m-a bătut Golf-ul, să zic așa, am fost foarte dezamăgit de mașină și să fiu sincer, am vrut să o vând. Am văzut că parcă pusese și anunțul da. Pe internet. Am vrut să vând și am să luat și că exact. O vin și nu mă întrebam de ce vrea să o vândă, că totuși început să modificările la ea și... Am vrut să vând și am vrut să iau un motor mai mare, ceva gen 3 litri, nu conta de pe ce marcă, BMW, Audi, vreau neapărat 3 litri. Să iau un 3 litri, nu conta de pe ce marcă, BMW, Audi, vreau neapărat 3 litri. Am zis că la un 3 litri... Al motor? Altă mașină. Altă mașină cu altă motor mașină de 3 litri? Altă mașină de 3 litri, am da. Înțeles. Iar apoi, băiatul care mi-a făcut mașina mi-a zis să nu dau mașina, pentru că mașina este în perfectă stare pe partea de mecanică și să nu renunț așa ușor la ea, pentru că e păcat. Ok. Am făcut acel soft pentru turbina de 2.7, mașina, v-am spus, mergea undeva la 200-210 cai, doar că îmi... Era stage 2. Da, era stage 2, doar că îmi bubuia furtunele de la intercooler. Cum făcea presiunea care trebuie, instant. Le scurgea, le arunca. M-am enervat atât de tare și am zis, bun, ok, ăsta e momentul, o să fac un traseu de inox cu un intercooler custom. Acum am dat un intercooler custom. Și l-am pus pe mașină împreună. Spune-mi câți litri are intercoolerul? Intercoolerul are undeva de, nu știu, 15 litri? 15? Ceva de genul. Am înțeles. Chiar nu știu, cred că 15, nu știu să spun exact. Și am pus intercoolerul pe mașină și evident am urmat traseul de inox. Am pus un traseu de inox pe 60. Iar rugămintea mea care am avut-o la băieți a fost în felul următor. Vreau traseu de inox să aibă decât 3 cuple. Pentru că n-am vrut să, Doamne ferește, să iară să-mi spargă cuplele, iară să-mi sară cuplele. Exact. Așa că am decât acele două cuple în față, la intercooler, unde are ieșirile, și cupla care intră din turbină în intercooler. Restul este doar sudat, coturi și traseu. Ai anulat EGR-ul din ce știu la... Da, am anulat EGR-ul, am anulat răcitorul de gaze și cam asta a fost cu intercoolerul.
Pusesem intercooler, făcusem, aveam turbină, pusesem intercooler, nu aveam suficiente, nu aveam, mă rog, nu aveam evacuarea pentru a elimina gazele suficiente. Și de acolo a început din nou distracția. Bun, ne-am întors din nou la Slatina, pentru că la Slatina am făcut și traseul la intercooler și astea, ne-am întors înapoi la Slatina, am făcut o evacuare cap-coadă pe 70. Da. Actuala, de acum. Actuală de acum, care pur și simplu e demențial cum sună. Se aude foarte bine, da, pune cadre în continuare. Mai ales că mașina e 16V și am făcut evacuarea pe 70. Bun, aveam evacuare, intercooler, turbină de 27. Oarecum, cu toate chestiile astea, am zis că dacă m-ajuns până aici, sigur mai pot să mai forțez în puterea mașinii, pentru că BKD-ul pe injecție stoca mașinii ar merge undeva până la 260 de cai. Și eu aveam undeva la 200-210, am zis să mai forțez. Dar nu era ok să forțez în turbo de 2.7, pentru că 2.7 e capabilă de undeva la 240-250 trasă de păr, să zicem, da, așa, da, da. Dar nu e bine să mergi cu ea împinsă la maxim. Și am dat jos turbina de 2.7. Am vândut-o, imediat am vândut-o, câteva zile a fost vândută și am trecut la un Garrett 2260 PK, un training, o M. Tot de pe gama VAG. Tot de pe gama VAG, tot de pe Audi, tot de pe A5. Știu, da. Despre ce este vorba, da, înțeleg. Să înțeleagă, da, să înțeleagă. Am luat și turbina, și turbina de 3000, am pus-o pe mașină și evident am rescris softul. Într-adevăr, mașina era oarecum puțin schimbată, practic mergea pe la vreo 240 de cai. Stage 2 sau tot? Da, tot un stage 2 plus, stage 2 plus, să zicem așa. Mergea undeva pe la 240 de cai, doar că nu era mulțumit, din cauza că nu știam exact, mașina oarecum avea o porțiune de lag pe treapta 2 și 3. Și nu înțelegeam de ce. Turbina era reglată cum trebuie, softul era făcut corect. În treapta 2, da, vreau să schimb 3-ul, agresiv, adică agresiv, mă rog, sportiv, da, la curse, când îi dădeam a treia, întrerupea oarecum o secundă, iar apoi pleca. Și nu înțelegeam de ce, pentru că turbina era în perfectă stare, a fost verificată, softul era făcut, nu am ce să reproșez la soft, pentru că eu am acolo 3 mașini făcute și băiatul, Cosmin le face destul de bine. Da, și Cosmin pentru mine, cel puțin pentru mine, softurile au fost la modul wow, 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 wow. Și nu înțelegeam de unde face acel lag. Și într-un final aflasem că de fapt era grupul de electrovalve care nu făcea vacuum la la turbină. În fine, a schimbat grupul, se rezolvase. Rămăsese mașina un stage 2 plus, un intercooler frontal, cum am zis, cu traseu pe 60, evacuare 70, turbo de 3000 și soft. Am vrut din nou să văd mașina, pentru că am zis că poate întrece nebunia, de fapt poate întrece. Aveam un timp care întrecuse nebunia asta, nu mai aveam. Nu mai vrei așa multă putere? Da, nu mai vreau așa multă putere, mă săturase și am zis să faci toată ziua, bagi în mașină, să mergi pe ea la Slatina, să o repar, să alea, haide. Și am zis că vând mașina, iar într-un final am zis, dacă vând mașina asta, cred că o să facem o prostie, pentru că mașina e deja în stage 2 plus și mașina, ca să poată 300 plus cai, ar avea nevoie doar de injector. Injectoarele de 3 litri? Nu, injectoare, sunt injectoare stocale mașinii pe cadrele, da? Și au schimbat diuza la ele, care vin diuzele de 120%. Bagă mai multă presiune, da, mai multă motorină. Exact. Și am zis că dacă fac asta, probabil să fac cea mai mare greșeală și iar o să-mi pare rău, că mi-a părut rău și de arele, pentru că mi-a părut rău. Da, exact. Și am hotărât să iau și diuzele, dar înainte să iau diuzele, nu aveam ambreiaj care să-mi pună puterea jos, pentru că dacă puteam diuze, mașina sărea de 300 de cai, iar nu aveam ambreiaj care să rezistă puterea jos, să reziste și pe lația lor patina. Am făcut ambreiajul la ATX, am mai făcut ambreiajul și la AXR și la releto la ATX, pot să vă zic că... În prezent e cu masă dublă sau cu masă simplă? Masă dublă, dar pot să vă zic că miturile despre ATX sunt total false, adică gen mie ATX mi-a făcut ambreiaje bune, mi-au rezistat ambreiajele și ambreiajul care mi l-a recomandat ATX acum pentru 320 de cai și 610 N, pentru A3-ul ăsta a zis că este destul de ok. Bun, ce înseamnă ambreiajul ăsta? Înseamnă, am rămas la volantul cu masă dublă. Da, masă dublă. Am făcut o greșeală, pentru că
mă obișnuiam pe masă simplă și masa simplă, într-adevăr, e mai bună. Puțin mai rezistentă și nu e la fel de costisitoare, da, ca și cu masă dublă. Exact. Este ambreiaj de Kevlar și placă de la Sax Performance. Uh-huh. L-am pus pe mașină, am făcut soft-ul la mașină, am pus ambreiajul, apoi am pus diuzele, am mers la soft, nu, am pus ambreiajul, apoi am plecat la soft, iar la soft am pus diuzele și apoi am făcut soft-ul. S-a muncit foarte mult la soft și mulțumesc lui Cosmin pentru că a ieșit. Și a avut răbdare, nu? Da, a avut răbdare și a ieșit mașina. Nu mă așteptam nicio secundă, vă spun sincer. Și am făcut softul. Iar mașina s-a schimbat total. Nu e măsurat în prezent mașina. Deci stage 3. Da, mașina e un stage 3. Nu e măsurat în prezent mașina din două motive. Unu, este pentru că nu vreau să rămân la turbina de 3000. Da. Vreau să trec la un GTS care mai mult ca sigur în următoarea lună, dacă nu luna asta, cel târziu luna cealaltă, voi trece la acel GTX. Iar al doilea motiv este pentru că băiatul care face softurile, Cosmin Bunel, își deschide sala și la sala acolo i-a venit Dino și o să faci montat, și o să fac ceva tot, pe fișe real. Ceva pe fișe real 300 și o să le iau și pe Cristi cu mine. Mergem la Slatina și facem următorul vlog. Da, la testul Dino. Da. Zi-mi ce planuri ai, următoarele planuri, care vor fi? Că mai devreme când stăteam cu tine de vorba în mașină, îmi spune că da, vrei să umbli și la aspectul, da, mașinii. Că dacă 300 de cai, pana mea, sunt de ajuns pentru un A3. Ce mai vrei? 300 plus, că nu știu 300 exact. 300 plus. Simt că sunt peste 300. Exact. Spune-mi de aspect. Aspect. La aspect am zis că aș vrea să umbli foarte puțin, în ideea în care vreau pe partea de față, bară față. Nu vreau să trec la o bară de RS pentru că îmi place mai mult cea de S-Line. S-Line, nu, da, da. Vreau să pun bară față S-Line pe față. Pe spate vreau să pun bară de RS cu acea fustă, frumos, da, da, da. Pentru că o să vină super, super fain combinat. Mă gândesc că se dă prelungirea, da, asta jos la tine și... Da, se dă prelungirea aceea jos și se pune prelungirea de RS cu acea fustă. Și dă foarte bine pe bara de S-Line. Iar la praguri, nu știu sigur dacă o să umblu, pentru că mie unul îmi place așa cum e mașina. Și mașina, după toate chestiile astea, va fi trântită pe burtă la modul iRide. Alte jante? Nu, la modul iRide. iRide, direct. Iar apoi vor urma și jantele pe 18 pe care să scoată cum trebuie în evidență. Uh-huh. Asta sper să reușesc să fac. Deci gata, acum o ții mașina, nu mai dai. Da, acum nu se mai vinde mașina, iar toate chestiile astea vreau să reușesc să le fac până în luna iulie, la sfârșitul lui iulie, ceva de genul, vreau ca mașina să fie... Vrei să te miști destul de repede. Da, vreau să mă miști destul de repede pentru că știi și tu. Alții stau pe mașină 3, 4, 5 ani până o modifică, până nebune. Până fac repede 2 ani, 3 mașini, pac, țac. Da, pot să zic că m-am mișcat destul de repede, dar... Am și muncit. Ai și muncit, da. Da, și am și muncit. Totuși, e o investiție, investești în motor, toate astea, da, costă, nu e chiar așa. Costă destul de mult. Schimbă turbina, schimbă ambreiaj, exact, întărește-l, iar din nou. Din punctul meu de vedere, tuning-ul e cea mai costisitoare pasiune. Sunt care apreciază și sunt, da, care sunt care apreciază și care nu apreciază, care zic că, a, ia, trei, ce putere poate să facă, ce nu știu ce, și când te trezești cu el lângă tine pe stradă și... Să uită la tine ceva gen dintr-un... Nu am nimic cu posesorii de E60, dar mă rog, despre e vorba de în general, că e în coadă mașinile. Și când vezi tu la cu E60 cu zita așa la tine și te scrie geamul și te fac ceva... Aroganțe! Da, aroganțe din alea. Se de ajuns să dai o limitare, să facă de două ori popcorn și să-l lasă mănânce popcorn în spate, să uite la film cu pești de lângă el. Ceva de genul, știi? Costi! Facem un 0-100? Facem, cum să nu? Facem un 0-100? Urmează 0-100, chiar acum! Chiar acum, hai! Cap 4.68. Deci, ați vedeți bine, 4.68. 4 secunde și 68.
Cam atât cu acest vlog, sper că v-a plăcut și dacă v-a plăcut, nu uitați să dați și voi un like, un subscribe și neapărat share la acest clip. Eu am fost Dan Cristian, el a fost Costi, UFO cum îl știe toată lumea, așa că ne vedem data viitoare cu un nou vlog la fel de interesant ca acesta. Vă salutăm și... Și stați pe canal pentru că urmează Stage 3 Plus împreună cu Penne Dyer. Test Dino, evident. Vă salutăm și o zi bună!